Președintele Germaniei întreprinde o vizită surpriză în Ucraina, prima de la începutul invaziei ruse în țara vecină, Frank Walter Steinmeier, și-a reiterat sprijinul militar, politic, financiar și pe plan umanitar. Între timp, continuă bombardamentele în Nicopol, potrivit autorităților de la Kiev. În ultimele 24 de ore, Rusia a lansat 15 lovituri aeriene și a efectuat 60 de atacuri cu sisteme de rachete cu lansare multiplă. Președintele Germaniei a ajuns în Ucraina într-o vizită surpriză, prima de la începutul războiului, înainte de întrevederea sa cu Zelenski. Steinmeier a vizitat orașul Kuriukivka de la frontiera cu Belarus. Președintele German a declarat că va furniza ajutor acestei localități pentru a reface infrastructurile sale energetice. Între timp, forțele ruse au bombardat orașul Nicopol și împrejurimile sale în regiunea Dnepropetrovsk. Trei localități au fost afectate, Nicopol, Marhanets și Mirove. Au fost avariate case, mașini și o rețea de aprovizionare cu apă. În acest context, președintele ucrainean a declarat că la 8 luni la invazia rusească, Ucraina continuă să-și apere țara cu demnitate. Rachetele rusești și dronele de fabricație iraniană au distrus mai mult de o treime din sectorul energetic al Ucrainei, a declarat președintele Zelenski în cadrul conferinței de la Berlin privind reconstrucția Ucrainei. Ucraina, se Ucraina asigură securitatea Europei de tirania rusă. Ucraina este cea care poate și va garanta că revanșismul rusesc nu va lovi Europa. Ucraina asigură securitatea energetică a întregii Europe, nu doar a țărilor vecine. Avem nevoie de o platformă de coordonare financiară care să unească și să direcționeze toate eforturile pentru a oferi suport pentru reconstruirea țării noastre după ostilități. Adresându-se adunării, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene reprezintă acte de terorism pur, Banca Mondială estimând bagubele la 350 de miliarde de euro. As Așa cum Ucraina a obținut statutul de țară candidat pentru integrarea în familia europeană, trebuie să unim ferm eforturile pentru lansarea unei platforme de coordonare a reconstrucției acestei țări. Între timp, trupele ruse au lansat încă 15 raiduri cu rachete și desfășoară operațiuni ofensive pe fronturile Bahmut și Avdivka. De asemenea, rușii stabilesc poziții defensive prin amplasarea de mine de-a lungul malului stâng al râului Nipru, în regiunea Herson, anunță forțele armate ucrainene. De cealaltă parte, Kremlinul și-a reiterat afirmația potrivit căreia Kievul se pregătește să folosească o bombă murdară în Ucraina și a declarat că va aduce această problemă în fața Consiliului de Securitate al ONU. Kievul, Washingtonul și Londra se tem că acuzațiile rusești privind intenția ucrainenilor de a folosi o așa zisă bombă murdară ar putea fi un pretext pentru noi atacuri. Casa Albă a respins aceste afirmații pe care le consideră în mod clar false, iar Zelensky a spus că este un semn că, de fapt, Rusia pregătește ceva.